Este un festival național de teatru, ajuns la 15-a ediție, se numește Serile Teatrului Studențesc și anul acesta am avut și noi bucuria de a fi invitați să concurăm. Vom concura la secțiunea de amatori cu piesa Țara Orbilor, o adaptare după Matei Vișnica piesei Țara lui Gufi. Piesa face o analogie la societatea românească. Înainte și după Revoluția din 89, face analogie la poporul român, care în general stau cu minți, tac din gură și sunt orbi, în sensul că nu văd tot ce se întâmplă în jurul lor. Nu trag la răspundere chestiile negative, stau liniștiți, ascultă de conducători în tocmai, cum se întâmpla și înainte, cum se întâmplă și acum. Deci apar lucruri neprevăzute, dar societatea preferă să stea liniștită, poate lucrurile se vor rezolva de la sine. Și în general, cam așa rămâne. În București vom juca pe 10 aprilie la ora 17, la Casa de Cultură a Studenților din București. Obiectivul este să luăm, nu știu, sunt mai multe premii la ambele categorii, și la amatori și la profesioniști. Este premiul pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru cel mai bun actor în rol secundar, de asemenea la actriță, cea mai bună actriță în rol principal și secundar, premiul pentru cel mai bun spectacol, premiul pentru cea mai bună regie și premiul special al juriului. Sperăm să venim cu mai multe, dacă nu măcar cu unul, cu un loc întâi. Trupa s-a înființat în 2011, în noiembrie. De atunci au început cu castingul. Ne-am format, așa ca să zicem. Între timp, câțiva colegi ai noștri au plecat, care la București, la teatru, doi au plecat la Iași. Între timp, au mai plecat și câțiva colegi ai noștri din trupă, din motive diverse. Primul spectacol a fost Visul unei nopți de vară, de William Shakespeare. Debutul l-am făcut pe 2 martie, cred, nu? Da. 2 martie 2012. Urmează două piese mai mici, care le vom duce și în locuri neconvenționale, pentru că am avut cerere după cele două spectacole. Și vom face ceva mai micuț, ca și amploare și poate puțin ca și timp. Ceva frumos de Cehov vom juca. Nu vă dezvălui încă numele pieselor. Nu știu sigur dacă rămân acestea. Dar ceva de Cehov foarte frumos. Comedii, pentru că acestea sunt mai bine primite de către public. Și sperăm, nu știu, să le ducem și în locații ca restaurantele, puburile, locuri unde ne putem mișca mai ușor când vine vorba de recuzită, de decor, de, eu știu, culise, pentru că la momentul actual complexitatea celor două piese pe care le jucăm nu ne permite să o ducem în locuri foarte mici și care nu sunt adaptate într-un fel sau altul pentru teatru. Eu sunt cel mai nou membru. Am participat la un casting neanunțat, nu știam că o să vin la casting. Pur și simplu m-am trezit în sala de spectacol și am fost invitat pe scenă să spun o poezie și un cântecel. Da. Nu știu, probabil așa a considerat domnul Sabdaru că mă potrivesc sau mă pliez pe personajul respectiv. Sper că nu l-am dezamăgit, nu știu, consider că... A fost clar o provocare pentru mine, pentru că am primit un rol principal și eu mă așteptam la un rol secundar, nu știu, o piesă de decor, ceva în prima mea. Florele. Niște flori, un cuier, un dulap, ceva, și am primit unul din rolurile principale și a fost o provocare. Pe mine, faptul că fac parte din trupa de teatru și activitatea pe care am desfășurat-o, m-a ajutat și în alte domenii, cum ar fi susținerea licenței anul trecut. Deci am făcut din susținerea licenței practic un spectacol întreg cât am prezentat. Probabil sunt mai comunicativă, sunt mai, nu știu, mai exteriorizez mai ușor.
și fac mai multe poante decât înainte. Fac parte dintr-un personaj colectiv. Sunt una din străjeri, ceva de genul, trebuie să dansez, chestii care e ok. Am niște replici, manele. Am unele replici, nu foarte multe la număr, ceea ce e bine pentru memoria mea. Adică sunt mulțumită. Și vom vedea acum în următoarea piesă ce se întâmplă. Trei, deci, tu ai trei replici. Eu am trei replici și un dans foarte interesant. La dans e partea mea favorită când trebuie să dansez. Zi o replică preferată. O replică... A stropit ca... Nu, asta nu e bun, stai. L-am înșfăcat. Asemeni colegilor mei... Extorsiune unui degajament de troapă. Interpretez un rol colectiv, anume Vârcoleț. Acel tipul lingușitor. Pupilistul român la adresa conducătorului prea iubit. Mă ocup doar colana sonoră și de partea de sunet. Am jucat în cele două piese, Visul unui nopți de vară de William Shakespeare și Țara lui Goofy. Țara orbilor. Da. Adaptare Țara după Țara lui, Țara lui Goofy. Am jucat cam 10 spectacole în total, cred că. Nu, în tot, în, de când e el, da, avem vreo 10, poate 10, 15 spectacole. Mai mult, da. Cam așa. Deși unii ar crede că a fi luminist sau sunetist e o muncă foarte ușoară, având, eu știu, câteva clicuri de dat pe parcursul spectacolului, de obicei e foarte greu, pentru că fără ei, fără sunetist și fără luminist, am... N-am avea sunet și lumină. Nu, în primul rând, spectacolul și-ar pierde din organizarea cu care e construit. Deci, dacă o piesă nu vine la timp, noi putem improviza sau, eu știu, ne adaptăm, dar prea multe gafe se văd asupra spectacolului. De obicei, deci în toate cazurile de până acum... Luministul și Marius, sunetistul, s-au descurcat excepțional și în deplasări s-au adaptat condițiilor nemaipomenit. E un om foarte, foarte echilibrat, nu se joacă cu jumătăți de măsură, deci niciodată la noi nu merge concepția că lasă că merge și așa. Deci preferă, e un om dintr-o bucată, practic, și preferă să nu facă nimic decât să facă ceva, eu știu, care să-i păteze, practic, imaginea într-un fel, pentru că vorbim de totuși de un titan al teatrului, are 25 de ani de actorie și l-ați văzut în nenumărate filme. Eu știu, După dealuri, A fost sau n-a fost, 4, 3, 2, deci în Hârtia va fi albastră, nenumărate filme și seriale de asemenea. Și eu mă mir că dumnealui are răbdarea de a sta și a lucra cu noi într-un mediu, să spun, neprofesionist, ținând cont de faptul că vine din teatru instituționalizat, unde ca și regizor, practic, dai ordine și piesa trebuie să iasă exact cum spui tu și stai doar pe scaun și dai indicații. Când vii aici, trebuie să stai, să bați la, eu știu, la diverse uși, să găsim fonduri pentru fiecare spectacol, să găsim recuzită, decor, costume. Aici are, eu știu, poate de 5-6 ori mai multă muncă.